folosește promocodul EASYFOXY pentru cele mai bune prețuri doar pe eneba.com. Toată lumea filmează. Bă, dar ce hartă e asta? Niciodată n-am fost pe harta asta. Bă, dar o hartă mai bună n-ați găsit. Oricare. Mamă, hai să-i dăm așa pe harta asta, că nu știu. Ce harte, păi, dar hai că știți că ne-am chinuit, voi nu știți, am stat cam o oră să intrăm pe joc. Aveam un task aici de făcut, bă. Și eu încerc să fac misiuni. Tot cu doi impostori jucăm? Tot cu doi impostori, nu? Tot cu doi, da. Bă, dar eu nu știu task-urile astea, bă, de... Nici eu nu știu task-urile, sincer. N-ai cum. Asta e că mai am câteva aici, uite, în partea asta la altă sus. Bă, cât e task? Bă, un mort deja? A murit cineva deja, cine poate fi? Pe bune, frate. Okay. A, pe la vine omul. A murit pe la vine? A, nu mă crezi. Deja te-a omorât la vine? Păi nu știu dacă mai murit cineva, pare nu, sunt singura. Da. Deci, a, la vine e sal? Da. Dar eu sincer n-am văzut pe nimeni. Nu știu, că eu n-am văzut nimica. Eu să dau skip. Bă, Nețica a văzut ceva. Stai, că luăm pe rând. I-am dat skip că nu. Hai, ziceți fiecare ce ați făcut în ultimul timp. Foxy, unde ai fost ultima oară? Eram singură, deci eu dau skip că n-am văzut pe nimeni. Unde erai? Nu că erai singură. Dar păi nu așa, adică fiecare zice ce-a văzut. Adică păi nu știu ce să zic. Chat, dacă nu ești pe Discord, unde ai fost? Ce? Eram la ușile alea care se deschide. Adică de ce? Păi am voie să întreb. Dar stai un pic, de ce să n-a? Păi nu știu, eu n-am jucat așa. Nu contează. Oricum, sincer, eu nu știu unde eram, deci... Da, nu știu. Avem să timp, zic exact 7-6 de secunde, eu nu mă grăbesc. Nociv, unde ai fost? Unde ai fost ultima dată? Eram în partea din dreapta jos a hărții, n-am nicio idee cum se numește, că nu știu harta. Pe ce ne-ai întrebat, că nici noi nu știm. Ce făceai? Cine? Tu, ce e ultima oară? Eu? Eu eram tot așa în partea de jos, mă uitam să mă duc acolo undeva mai înspre stânga, aveam multe task-uri acolo, aveam vreo 3 task-uri. L-a văzut cineva pe Houdini? L-a văzut cineva pe Houdini? Nu. Eu nu l-am văzut. Eu am fost singur. M-am dus într-o cameră unde m-am decontaminat de 2 ori, eram blocat. Sunt decontaminat obițian. Ok, mentam clar, skip vot, că nu știm skip. Nimic, dar... Eu am dat skip și eu, da. Și eu, tot așa. Tot unul pe altul. Deci tu chiar nu știu, chiar n-am văzut pe nimeni. Ce znori, aoleu, bă, dar e ciudată harta asta, rău de tot. Da, 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 dar e mică, mi se părea mai mare, sincer. Eu tot pe astea m-am jucat pe live-uri. Uite pe Brunețica și pe Ovidiu, ce faci pe aici? Ia să vedem, bam, bam, bam. Mă bag aici la task. Dar oare cine fi impostorul ăsta, bă? Oare cine, de fapt, stai că nu vorbim acum. Am uitat. Bă, frate, trebuie să vindeci plante aici. E o cableză aici. Să iau să vind într-o cameră. Eu am găsit să cablez. Deci aici mă puteți minți cu ce vreți voi, că nu știu nimic. Ce se întâmplă? Opa, opa. Reactor care ajungeți la reactor să reparați că dacă nu... Bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, bă? No, a mai murit cineva. A, bun. A murit Nocivan, aoleo. Aoleo, Nocivancule. Aoleo, Nocivancule. Eu tot așa n-am văzut pe nimeni. O să dau skip. Skip, că n-am avut și eu episod. Mulțumesc, impostorule, am avut și eu episod. Poți să fii fantomă și să faci misiuni în continuare. Ți-a apucă Nocivanul de misiuni. Foarte interesant. Ofițiere, ce ai făcut? Ce task ai făcut? Ia zici mie. Cine? De-aia de spus asteroizi. Eu cred că e Ovițianu... Ce ai făcut, da, asteroizi, ok. Tu ce ai făcut din ei? Eu am fost aia cu plantele. Aha. Deci... Foxy, tu ce ai făcut? Am cablat cabluri. Știu că nu-mi răspunde, nu știu de ce. Au făcut cabluri, Foxy. Dar tu ce ai făcut, chiar? Ba, eu zis că l-a văzut. N-are important. Pe cineva. Păi, clar, e Costin. Eu vreau ceva cu noi, avem un hater. Bă, l-a văzut pe Matei, alo. Pe cine? Ce-a făcut? Pe Matei, au zis Basti. Cine, Basti l-a văzut pe Matei? Așa au scris pe chat. Nu știu, hai să nu ne luăm după ce zice lumea. Nu știu, n-am nimic, dau skip, frate. Trebuie să ne dăm seama noi. Nu știu ce să zic, frate, da. Eu nu votez nimic. Eu îmi dat skip că nu știu pe cine. Adică trebuie să vă dați seama, voi de asta jucăm, de asta vorbim. Păi da, dar să ne dăm noi seama, nu să ne zic abonați. Eu zic că
Aș vota-o pe Foxy direct, jur. Nu știu dacă nu aș vota-o. De ce? Eu am făcut misiuni, am ajutat echipa. Despre asta ce e vorbim? Rolul, trebuie să vorbim. Gata, nu, eu nu mai aveți să vorbesc, că sunt fantomă. Păi, da, bă, fantomele nu vorbesc. Poți să faci misiuni. Fantomele doar bântuie. Nu, nu poate ajuta la echipă. Nu, că nu ce bântuie doar. El e leneș, nu-i corect. În loc să muncească pentru echipă. Doamne, ce prostii de task-uri. What? Iar o mână cineva. Am văzut pe Houdini cum l-a omorât pe ăsta. Nu e adevărat, frate. Am văzut pe Houdini în rândul pe Basti. Cior că ai... E o viță, frate. Am văzut ceva de viață la Houdini. Ai, bă, că nu eram eu. Am prins în fa pe Houdini. Păi bună, frate, și de ce să te credem pe tine? Deci eu nu știu pe cine să votez, sincer. Eu iarăși n-am văzut pe nimeni. Și mai am un suspect. Doi impostori sunt, nu? Eu-l votez pe Ovidiu. Da. Mai am el cu Fox. Mai am, nu, mai am un suspect. Eu l-am votat pe Ovidiu. Am votat și eu pe Ovidiu, că e prea dubios. Eu cred că Ovidiu, că e ceva dubios la el. Clar, Fox e celălalt impostor. Cum adică? Ai, eu am făcut misiune, n-am cum să fiu eu dacă am făcut misiune. Bă, dar Creion de ce nu votează? Dar tu ce ai zis, Foxy, cine ar fi? Bă, nu-i corect, okay, de ce m-a votat cu unul mai mult pe mine, bă, frate? Bă, cum să nu aveți încredere în mine, mă? Ce mărlani, bă! Doamne, bine! Clar că am văzut când Da, bă, explicați-mi și mie, Houdini, bă, așa te aperi, frate, zici că, dar ce dovadă ai? Păi zi, mă, de... Da, oricum au văzut, erau trei, frate, ce mai conta? Dar așa, zic tot așa. Oricum cred că ai Ovidiu celălalt. Votez oameni nevinovați. Am văzut dovadă și n-ați votat. Da, dar eu cred că e Ovidiu celălalt. Păi asta că eu m-am dus aici, l-am prins pe Basti singur, i-am dat bucata și au venit trei deodată. Și eu de nicăieri. N-a fost idee, păi da, o și picat, s-a văzut că el. Faze că eu nu înțeleg de ce l-ai bătut exact pe Basti, frate, că Basti eu reclamat, exact să moară el, e dubios. Păi era singur acolo, frate, am vrut să-i dau bucata. Bine, adevărul e că nici n-avea cum să te bănuiască pe tine. Iar da. Și a murit. Cine a murit? Ovidiu. Deci nu e Ovidiu. Aoleu, obițiene. De nu, și, nu e Ovidiu. Nu era el, vă. Cine a dus? Gata, mă, știu cine e. Da, mă, că eu dacă sunt impostor, eu dau de gol pe impostor, ți-ai și găsit. E Costin, cred că. Păi și eu știam cine e în partea mea. Fox zice că e Costin. E, dar nu și nu sunt sutra păi ce crezi? Tot eu cred că e Costin. Câmă Creion s-a dus după Ovidiu, l-am văzut când s-a dus după el. Dar nu l-am văzut când. Câmă Creion? Cine? Da. Creion ăsta. Creion? S-a dus după Ovidiu, l-am văzut eu când s-a dus după Ovidiu. Păi da, dar ține cont de faptul că oamenii se duc lângă alți oameni. Păi nu, dar eu zic o chestie. Okay, oamenii se duc după alți oameni ca să nu riște să fie omorâți. Adică eu mă duceam tot timpul în colectiv ca să nu mă omoare impostorul. Da, totul e la cacea. Păi știu că colectivul era impostorul. Nu, pe cine să votăm. Da, posibil, păi da. Păi știu, dar veneau alții posibil. Și îl demascau. Știi? Asta e chestia, trebuie să stai în grup. Oare sigur nu-i Costin? Comentează ca mult. Se cam apără. Dar sigur nu e Foxy. Eu sigur nu, că eu făceam misiuni. N-ai cum să faci misiuni dacă ești impostor. Păi, tu omorâi Houdini sau celălalt? Pe mine? Dar n-ai voie să zici. Pe cine? N-are voie să zică. El votez pe Costi, ca să știu treaba. A, celălalt mă omoră pe mine. Să știu că le-am votat. A, dar voi n-ați votat, bă. O dau skip, așa? Da, o dau skip. Măr la noi. Deci, noi, da. Bă, dar cât ghinion am avut eu, frate, acolo, bă, eu trebuie să vină, bă, toți trei deodată, mă, frate. Mai să chiar să mai vorbim deloc, deloc, fantomele. Bine, frate. Între noi, fantomele. De ce? De ce nu ne bântuiți? Trebuie să ne bântuiți, asta e treaba voastră. Te Houdini, fantomiță. Bă, toți ne-am dat aici, uite, party de fantomițe. Bără, bără, bine, avem același... Bine, doci, Vane. Task? Bă, eu mă plim doar pe aici. Tu nu faci task-uri, măi, tu nu ți ajuți echipa. Eu iar am dat de cabluri. Așa. Ce s-a întâmplat? Iar la reactor, trebuie să reparăm acolo. Până nu bubuim. Repede, repede. De uite, bă, cum se bagă ei să repare, bă. Repede, repede, repede. Hai că am ajuns eu la reactor. Oh, dar când se ajung? Bă, ați văzut ceva? Eu nu. Eu eram la reactor. Dar cine a murit? A, bunețica. De ce zis eu? Costin! Costin! Eu cred că e! Că nu știți. Foxy, ai văzut ceva?
Eu eram la reactor, încercam să repar, deci e clar, e Costin. N-ai văzut nimic? Ori creion, nu. Eram singură acolo. Dacă nu ghiceți impostorul, câștigă impostorii acum. Eu cred... Băi, eu pun... Nu. Deci creion, clar creion. Ori creion, ori Costin. Deci e creion, nu e creion ăsta. Deci n-am cum să fiu eu, că am făcut misiuni în continuu. Nu știu, l-ați văzut făcând misiuni? Eu nu l-am văzut. Foxy, am fost lângă tine și nu ți-am făcut nimic. Păi, așa, și dacă veneai lângă mine și făceai ceva, te prindea. Păi, dar... Mă, băi, cum că am fost lângă tine, de puteam să te omor dacă eram impostor și nu te-am omorât. Nu știu, joacă cam bine, Costin. Nu știu dacă să-l cred. Hai că joc bine, de 3 ani am joc. Da. Nu, mă refer cu viatru. Ai ieșit nociv. Nu, m-ai nervat. Hai să-l votăm pe creion. Dar dacă era Costin, eu v-am zis că era el. Dar-l votăm pe creion. Eu l-am votat pe creion. Dar în caz că e Costin... Eu v-am zis că era Costin. Vreau cum se gata meciul acum. Dacă ați votat. Hai să-l votăm pe creion acum. Bă! Egalitate! O, să fiu eu. Păi nimeni nu câștigă în ecuația asta. Cum să dea skip, oaie? Bă, nu-i skip, bă, e tai. Egalitate. Era egalitate, exact. Păi, iar ați făcut ceva la reactor? Cineva ne tot sabotează. Cine s-a dus la reactor? Nu știu, cine la reactor? Cine e acolo ne sabotează și persoana aia este impostorul. Cine e unde? La reactor. Cine s-a dus atunci? Acum la oxigen? Dar de ce vorbiți în timpul meciului? Cum adică? Păi n-ai voie să vorbești. Nu trebuie să fii neapărat la pauză. Ca să sabotezi din câte știu. Da, poți să fii oriunde. Da. Nu, se sabotează de acolo. Asta respectăm regulile astea, no, să mai vorbim în timpul meciului. Eventual numai așa chestii care n-au legătură cu meciul, ca să nu fie plictiseană, da? A murit Costin, bă! Bun, veni printre cei morți. Deci atunci ai creion, e clar. Hai să-l votăm pe creion. Cine a mai rămas, adică... Și adică tu și cu creion. Și cu Matei. Eu și Matei. Matei, votează-l pe creion. E cam greu acum. Creion. Mi-e foarte evident cine îi dau fine. Cine a zis? Sperăm că creionul. A, de față că nu se vede. Creion, votează-te. Votează-te, pe Matei, că l-a văzut Basti și nu a vrut nimeni să-l voteze. Da. Bă, nici eu n-am crezut că e Matei, sincer. Nu cred! A pierdut! Să-l votați. Cine a câștigat? Cine a câștigat? Cine a câștigat? Bravo, Matei, da, s-a terminat, a câștigat timpul. Bă, bine, bă. Bă, ce bine s-a ținut timpul. Oh, uite, am reușit eu să fac pe Europa, bă. Ai reușit să faci pe Europa? Pe Nord America, scuze. Te trebuie să dai scuzați, din nou. Deci cam ăsta a fost episodul, să nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram. Și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!